Bună ziua tuturor! Sunt Diana Andone, directorul Centrului de e-learning din Universitatea Politehnică din Timișoara și ne aflăm la cea de-a 23-a ediție a webinarilor împreună online. Aceste webinare le-am pornit în aprilie, imediat este un an, în aprilie 2020, pentru a sprijini spațiul educațional din România, inițial cu foarte multe tutoriale și cu foarte multe elemente explicative și informații din zona educației digitale, din care Universitatea Politehnică din Timișoara avea ceva experiență deja, urmând ca după aceea să avem din ce în ce mai multe întâlniri online în care să dezbatem subiectele cele mai fierbinți ale zilei în domeniul educației digitale sau educației din sistemele universitare, preuniversitare, chiar și cele, să zicem, pe toată durata vieții din România. În acest webinar avem un subiect foarte important și foarte interesant pentru noi, dar înainte de a discuta despre subiect, permiteți-mi să vă prezint pe principalii actori ai acestui webinar și am să încep cu domnul profesor Șerban Iosifescu, care este președintele Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, pe scurt ARACIP. Bine ați venit, domnule Iosifescu! Bine v-am găsit! Și am să continui cu domnul profesor Marin Popescu, care este inspector școlar județean general al Inspectoratului Școlar Județean din Timiș. Da, bună seara și bine v-am regăsit. Inspector școlar general, atât, ajunge. Și am să continui atunci cu Călin Rus, care are cumva aici o interfață ceva mai oficială din punctul de vedere de director al Institutului Intercultural, dar care are și multe alte pălării ca și participant în Comitetul Euroregiunilor, este și în Universitatea de Vest din Timișoara. Călin, bine ai venit! Bună seara, mulțumesc, bine v-am găsit pe toți! Și am să continui cu doamna profesor Mariana Naghi, care este responsabilă cu Comisia de Asigurare a Calității în cadrul Colegiului Bănățean din Timișoara. Bună seara! Și cu doamna profesor Nicoleta Neculiță, care este directorul Școlii Gimnaziale numărul 6. Bună seara! Și, bineînțeles, cu elevul Laurențiu Govoreanu, care este membru în Consiliul Județean al Elevilor din Timiș. Bună seara! Mulțumim foarte mult că participați la această sesiune. Dacă, să zicem, această sesiune este puțin mai interesantă, ea se datorează în special grupului de lucru pentru educație, care este un grup de lucru creat în primăvara lui 2020 la inițiativa mai multor organizații neguvernamentale și instituții publice și care în special face parte din ceea ce se numește platforma Anti-COVID Timiș și care a realizat foarte multe proiecte, nu doar în zona educațională, ci și în zona de impact social, în zona medicală, a sprijinit foarte mult, să zicem, sistemul medical, mai ales la începutul acestei perioade de pandemie. Din acest grup de lucru pentru educație face parte, bineînțeles, și Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Universitatea Politehnică din Timișoara, cât și Institutul Intercultural, deci actorii principali care, să zicem, că se află încă astăzi în această întâlnire. Această întâlnire, care are un subiect foarte generos, să zicem așa, de la dosariat, de la un proces democratic de evaluare a dezvoltării instituționale a școlilor, și-a propus să discute și să dezbată în special noul ghid pentru evaluarea internă și externă a dezvoltării instituționale, care a fost lansat recent în consultare publică de către ARACIP. Și pentru a putea face o introducere a ce înseamnă acest ghid pentru sistemul de învățământ preuniversitar, dar mai ales pentru poate județul Timiș, sau care este perspectiva acestuia, am să-l rog pe domnul profesor Marin Popescu să ne zică ce înseamnă de fapt acest ghid, acest proces de evaluare a calității, care de data aceasta se dorește să fie un pic mai diferit decât o evaluare a calității care cumva să facă partea doar de evaluare și nu să te ajute să înțelegi cum poți să crești sistemul educațional. Domnule profesor, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult. Bună seara tuturor, bună seara invitațiilor de astăzi, bună seara domnului
profesor director Șerban Iosifescu, căruia îi mulțumesc și eu pentru faptul că din resursa timp a dânsului a reușit să ajungă la Timișoara, iată, într-un context delicat, în același timp cu perspective pozitive pentru ceea ce înseamnă școala românească. Și ne pare bine, cel puțin mie și colegilor din Învățământul Preuniversitar, că l-avem ca invitat, mai ales că ne dorea foarte mult să aducem profesioniști în județul Timiș, profesioniști pentru care educația reprezintă un set de valori și cu siguranță mă aflu printre cei care au participat la cursurile domnului Iosifescu în anii aceștia care au trecut de prin 2000 încoace. Mă bucur să-l regăsesc și să-l văd cu același tonus bun și implicat în ceea ce înseamnă educație de calitate. Aș spune că mă găsesc printre privilegiații formării în zona managementului, pentru că sunt printre puținii care au mai rămas, să zic, în perspectiva aceasta. Mi-aduc aminte în anii 2000, 96, 98, 2000, am participat la un curs de management școlar printr-un program cu Banca Mondială și a fost, aș putea spune, de anii de pionierat ai managementului în România, pentru că încet încet lucrurile au început să se dezvolte în zona managementului, au început să ia o formă frumoasă din perspectiva managementului școlar dezvoltarea unităților de învățământ, dar sigur, în educație trebuie să fim ca și picătura chinezească, adică să adăugăm valoare încet încet școlii. Din păcate, lucrurile n-au evoluat așa cum ar fi trebuit. Nu intru în detalii, pentru că toți care suntem educație știm destule despre sistem și avem, să zicem, propria concepție despre dezvoltarea unei școli sau despre dezvoltarea unui management, chiar la nivelul clasei. Aș spune că ghidurile care au fost, sau primul ghid care a fost transmis spre consultare, spre nici dezbatere, ci spre consultare, pentru că lucrurile sunt foarte clare în această perspectivă. Îmi amintește cu plăcere de acea perioadă în care învățam managementul, de la tot ceea ce înseamnă diagnoză, prognoză și operaționalizarea acestea. Și aș spune, e o plăcere să vă regăsesc, pentru că strategia inspectoratului școlar în viitorul nu foarte îndepărtat, apropiat, asta înseamnă în acest an școlar și în următorul, își dorește o reconfigurare a ce înseamnă, hai să zicem, guvernanța în școli, cu toate că guvernanța în școli este diferită de managementul școlar. Dar are o componentă undeva sau o zonă care coincide și poate la aceasta mă refer, pentru că îmi doresc foarte mult, așa cum și dumneavoastră, domnule director, ați inoculat încet, încet, apropo de vaccinare și de pandemie, chiar în întrebările fundamentale care sunt puse în preambulul ghidului, în ce măsură școala funcționează și este guvernată în mod eficient. E una dintre cele 5 întrebări la care cu siguranță ghidul va răspunde, dar în același timp mă bucur pentru că se pliază pe strategia inspectoratului școlar, ceea ce înseamnă democratizarea unităților de învățământ din județul Timiș. Și aș vrea undeva să-i mulțumesc și partenerului și prietenului meu, Călin Rus, pentru că în urmă cu, cred, 14 ani, participam la un curs ținut de către Institutul Intercultural din Timișoara, în parteneriat cu Ministerul, dacă nu mă înșel, un curs de formare chiar în această perspectivă a democratizării unităților de învățământ și mi-a rămas în minte permanent acest lucru și mi-am dorit foarte mult, în măsura în care pot să influențez pozitiv perspectiva guvernanței școlare în județul Timiș și pot să o influențez fundamental, a zice, m-aș bucura foarte mult, dar evident că acest lucru se întâmplă numai în baza unui parteneriat susținut de către instituții, chiar și Aracipul, Institutul Cultural, zona universitară și așa mai departe. Vom creiona împreună cu Institutul Cultural din Timișoara această perspectivă a democratizării unităților de învățământ, evident corelată cu managementul școlar, pentru că trebuie să recunoaștem că
toți cei care, toți partenerii din educație, mă refer aici la elevi, la părinți, la cadre didactice, sindicate, autorități publice locale, își doresc undeva, ca urmare a faptului că a existat un gol al democrației în unitățile de învățământ, își doresc puterea în unitățile de învățământ și imediat apar și conflictele între acești parteneri. Poate o responsabilizare a ceea ce înseamnă implicarea în guvernanța școlii și în managementul unităților de învățământ ne-ar duce, corelat cu o strategie foarte bună și potrivită pentru unitățile de învățământ, de democratizare a școlilor și de participare activă la viața școlii, s-ar putea să ne ducă spre eficiența guvernării școlilor de către actorii principali, și anume profesori, elevi, părinți. Eu mă bucur foarte mult, sigur că o să aștept și cu siguranță e o plăcere să aflu detalii despre perspectiva implementării acestui ghid de evaluare internă la nivelul unităților de învățământ și filozofia care a fost la baza fundamentării acestui prim ghid, pentru că e o serie de câteva ghiduri care vor fi prezentate public și vor fi transmise spre dezbatere, ci spre consultare mai mult, pentru că eu le văd instrumente importante pentru ceea ce înseamnă o educație de calitate. Ca atare, mă opresc aici, pentru că invitatul nostru e mai important decât noi ne vedem în fiecare săptămână. Încă o dată îi mulțumesc domnului Iosifescu și aș vrea să încet, încet, până la finalul acestui webinar, să-i smulgem promisiunea de a participa și la celelalte dezbateri pe ghidurile care vor fi lansate de către ARACIP. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, mulțumesc mult de tot, domnule inspector general. Nu vreau să vă adresez acum nicio întrebare, am o întrebare, dar o să rămână pentru mai târziu ca să putem să facem acest preambul. Vreau doar să le mulțumesc tuturor, bineînțeles, celor care participă ca și prezentator și care vor participa la această discuție și la această consultare și, bineînțeles, domnului președinte ARACIP Șerban Iosifescu. Vreau să vă reamintesc tuturor care ne urmăriți că cei care ne urmăriți în Zoom puteți să adresați întrebări atât pentru domnul președinte, pentru domnul inspector, pentru cadrele didactice, pentru domnul director de la Institutul Intercultural sau pentru Laurențiu, din punctul de vedere al Consiliului Județean al Elevilor, în Q&A-ul din Zoom. Încet puteți să vă prezentați. Puteți să faceți același lucru și pe cele 4 pagini de Facebook pe care transmitem în acest moment, pagina Centrului de e-learning, pagina Inspectoratului Școlar Județean, pagina Platformei Anti-Covid și pagina Institutului Intercultural, cât și pe canalul de YouTube care este al Centrului de e-learning. La ora actuală suntem peste 700 de oameni care urmăriți live acest webinar. Noi ne bucurăm, dar dorim să avem o discuție cu dumneavoastră și acest lucru se poate întâmpla doar dacă ne adresați întrebări tuturor celor care suntem aici de față. Și am să-l rog pe Călin Rus, directorul Institutului Intercultural, care are, cum ați văzut, experiență vastă în zona de management educațional, mai ales pentru învățământul preuniversitar, să rostească câteva cuvinte și să încerce să pornească această discuție cu domnul președinte. Da, mulțumesc! Da, asta ne dorim, să avem o discuție, să punem în discuție acest ghid și să vedem diferite perspective, diferite puncte de vedere legate de conținutul lui, care poate să vor fi luate în considerare, sperăm, de ARACIP, dar și legate de modul în care se poate sau nu aplica un astfel de ghid în practică și cum poate să contribuie la ceea ce a spus domnul inspector general legat de democratizarea școlilor. Mă bucur că a spus-o, poate că ziua de azi, Dragobete 2021, o să rămână ca ziua în care s-a anunțat public acest angajament al Inspectoratului de susținere a democratizării școlilor, de care noi am mai vorbit mai mult în perioada anterioară, dar veți vedea rezultatele, sperăm, în lunile următoare și anii următori. E o mare plăcere să-l prezint pe Șerban Iosifescu, dar nu o să fac foarte lung, pentru că toată lumea îl cunoaște. Aș spune doar că este un paradox Șerban Iosifescu. Despre puțină lume am avut ocazia să aflu atât de multe lucruri bune
Toată lumea are cuvinte de apreciere și, într-adevăr, este cunoscut ca unul dintre cei mai buni specialiști în științele educației, în general, nu doar în asigurarea calității în educație. Și, pe de altă parte, foarte puține instituții am avut ocazia să văd despre care lumea se vorbească atât de negativ ca despre Aracip. Nu am auzit despre Aracip foarte multe cuvinte de apreciere, despre o vizită a Aracipului în școli, despre interacțiune cu Aracipul care să fie apreciată și care să fie comunicată pozitiv. În schimb, sigur, niciun fel de contestare la adresa lui Șerban Iusufescu ca profesionist. Și cu atât mai mult merită aprecieri pentru faptul că a acceptat să se expună unei astfel de discuții care sperăm să fie nu doar de confirmare a ceea ce este în ghid, ci să vină cu elemente de propuneri constructive care poate să ajute și Aracipul și care ar putea să ajute și școlile în implementarea procesului despre care se vorbește în ghid. Aș vrea să îi dau cuvântul deci lui Șerban Iusufescu și să rog să ne spună din perspectiva Aracip. Noi ne bazăm pe faptul că toată lumea a văzut deja varianta de ghid supusă consultării publice. Colegii mei o să pună link-ul din nou în chat, dar vrem să știm din perspectiva Aracip care a fost intenția, de ce s-a făcut un astfel de ghid și care este pe scurt structura și intenția din spatele acestei structuri. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru cuvintele de laudă, dar și de critică. Aici poate să mai discutăm despre aspectele pozitive, aspectele negative. La început, doar vreau să spun doar că putem să parafrazăm o zicală celebră din raport McKinsey din 2007, că un sistem nu poate să fie mai bun decât profesorii care predau în el. Și făcând o parafrază, nici Aracip nu poate să fie mai bună decât sistemul pe care îl evaluează. Deci aici este foarte dificil să fie altceva decât este sistemul actual de învățământ și o să vă pot da enorm de multe exemple în acest sens. Acum, noi am încercat să avem de la început, voi fi foarte scurt chiar dacă începem din 2005, o viziune sistemică. Cu alte cuvinte, am început de la un sistem de principii și valori pe care l-am transpus în standarde și în proceduri de evaluare. Este vorba de prima declarație de principii care a apărut în 2006, standardele care au apărut în 2007 și 2008. Și acum, evident, societatea se schimbă. Noi am promis în momentul respectiv că la fiecare 5 ani vom face o revizuire a standardelor. N-am putut să ne ținem de cuvânt. A apărut legea educației naționale cu multe metodologii și lucruri care se schimbă în sistem și ca să putem să reflectăm, am așteptat până se stabilizează lucrurile. După aia a intrat sistemul într-un fel de, hai să-i spunem, instabilitate instituțională. Dacă facem socoteala din 2005 până în 2021, câți miniștri a educației au fost, dacă nu mă înșel, vreo 15 sau chiar 16. Deci este foarte greu să asigur o continuitate și o, să spunem, o transformare graduală la nivel de sistem dacă există o discontinuitate de acest tip la nivel de sistem. Deci în 2013 am început cu a doua declarație de principii, am beneficiat de niște bani europeni și am realizat cu niște grupuri de lucru foarte solide primul draft de noi standarde, am pilotat noile standarde pe 600 de unități de învățământ în care au fost aplicate și standardele în funcție în vigoare și noile standarde și am publicat un raport comparativ. După aceea am încercat să, s-au dezbătut public, cea mai amplă dezbatere publică a fost în anul 2016, după care am, din diverse motive, am reluat de vreo 8 ori procesul de aprobare a noilor standarde și am reușit de-abia acum
în, la sfârșitul lui 2020 să obținem cele două hotărâri de guvern. Prima care se referă la standarde, a doua care se referă la metodologia de evaluare externă. Practic, acest complex de standarde și metodologii vom face posibilă digitalizarea completă, deci în momentul în care vom avea noile standarde, tot procesul de evaluare va putea fi trecut online. Deja am început acest proces prin intrarea în vigoare a noii metodologii, dar mai important, asta este de fapt tema discuției, este conținutul acestor standarde. Este vorba de măsura în care reflectă schimbările sociale și mai ales tipul de societate pe care tindem să-l avem, această dimensiune a democratizării și a democrației fiind una transversală. Și o să mă refer imediat la acest aspect. Ne-am angajat în momentul în care am obținut aprobarea standardelor să facem și ghiduri de aplicare, pentru că am avut probleme cu aplicarea unitară a standardelor, inclusiv de evaluatorii noștri. Să nu credeți că nu suntem conștienți de anumite probleme pe care le avem în rândul evaluatorilor noștri, dar apropo de democrație, aici ne-a lipsit foarte mult feedback-ul din partea școlilor evaluate, pentru că indiferent cât de nepotrivit s-ar purta niște evaluatori dacă rezultatul este pozitiv, nimeni nu-și mai bate capul să spună, băi, s-au purtat urât, ne-au cerut hârtii peste hârtii și așa mai departe. Lucrurile apar la nivelă numai când outcome-ul este negativ și atunci încep să ai și niște dubii. Oare ăștia m-au reclamat numai pentru că n-au primit autorizarea sau acreditarea sau este adevărat ce spun ei? Facem anchete, ne gândim, analizăm, cerem rapoarte și așa mai departe și încercăm să ne îmbunătățim oricum. Deci, ghidurile vor fi 5 ghiduri pe care vor apărea în ordinea, să-i spunem, importanței în sensul de aspecte noi, în aspecte care nu sunt abordate sau sunt abordate prost la nivelul unităților de învățământ. În această cauză, acest ghid privind dezvoltarea instituțională este primul, pentru că am citit sute de proiecte de dezvoltare instituțională, inclusiv pasuri de la liceele tehnologice. Am avut și niște cursuri de management strategic și de proiect în care tema, să spunem, de casă, de fapt, examenul era să întornească studenții mei, care erau profesori și directori de școli, de fapt, era masteratul de management și politici în educație, să realizeze un proiect de dezvoltare instituțională și din aceste proiecte și din interacțiunea mea cu studenții am dat seama cât de slabă este această parte de manager, de fapt de management. Ne pricepem destul de bine la partea de administrare, de aceea ghidul privind funcționarea și guvernanța, îmi pare rău că Lin, dar va fi ultimul care o să apară, deci o să apară în jur de 1 mai și va fi și el doar o lună, nu, la sfârșitul lunii mai, scuze, și va fi doar o lună în dezbatere publică, pentru că am promis Ministerului că la 30 iunie vom finaliza ghidurile, ca să aibă și să facem și formarea cu evaluatorii și o să facem și o serie de webinarii, vă anunț acum cu oricine este interesat ca să explicăm de întrebări și răspunsuri, ca să explicăm anumite lucruri. Al doilea ghid va fi cel de privind starea de bine, deci de evaluarea internă și externă a stării de bine, pentru că este o problemă intrată la noi, cel puțin destul de curând în atenția oamenilor școlii. Al treilea, care este și el aproape finalizat, se referă la îmbunătățirea continuă și învățarea organizațională. Deci cum școala trebuie să îmbunătățească continuu și cum se transformă într-o organizație care învață. Al patrulea, la care am început deja să lucrăm, este cel referitor la evaluarea capacității școlii de a obține rezultatele învățării, deci de a-și realiza misiunea, de a-i face pe copii, pe tineri să învețe, să dobândească niște competențe care sunt utile în plan personal și pe plan social și, așa cum am mai spus, ultimul ghid va fi cel referitor la funcționare și guvernanță, care nu ne ascundem ambiția de a face un fel de
vademecum legislativ. Deci, practic, să arătăm care sunt aceste condiții minime de funcționare a unității de învățământ, așa cum sunt reflectate în legislația actuală, evident. Nu ne referim la cum am dorit să fie funcționarea unității de învățământ în viitor sau într-un sistem ideal. Avem și o întrebare aici, o să-i răspundem. Mai departe, acum, referitor la acest ghid, referitor la democratizare, așa cum am spus, este o temă transversală, de aceea va fi abordată în toate ghidurile. Parțial va fi abordat, este abordată și în acest ghid, va fi abordată poate un pic mai mult în ghidul privind starea de bine, pentru că implicarea, participarea, vocea actorilor, mai ales a copiilor și tinerilor, este o parte esențială a asigurării și îmbunătățirii stării de bine. Va fi de asemenea abordată la fel de copios această temă în cel de-al treilea ghid de îmbunătățire și învățare organizațională, pentru că o organizație care învață, învață în primul rând de la beneficiari, de la clienții săi, și evident în partea de funcționare, în care vom trece în revistă obligațiile școlii în privința implicării și participării tuturor părților interesate la deciziile din cadrul unității de învățământ. Acum, dacă îmi permiteți foarte pe scurt prezentare de 3 slide-uri, deci nu este mai mare. Deci ghidul se numește Evaluarea internă și externă a dezvoltării instituționale. Aici vreau să pun un accent. Este vorba de modul în care se face evaluarea funcționării, evaluarea dezvoltării, evaluarea stării de bine, atât la nivelul evaluării interne, prin evaluarea internă, deci ar trebui să facă această comisie de evaluare și asigurare calității, dar și ale evaluării externe. De exemplu, la ghidul privind rezultatele învățării, acesta nu e un ghid didactic, adică nu o să spunem profesorilor cum să-și formuleze obiectivele, ce materiale didactice să aleagă pentru fiecare disciplină sau nivel de învățământ și așa mai departe. Dar le vom spune, de exemplu, să încurajeze învățarea autonormată sau autodirijată sau să folosească cât mai frecvent metode participative, că tot vorbim noi despre democrație, metode de grup și așa mai departe. Deci lucruri care nu țin de o disciplină școlară, ci țin de managementul clasei și managementul unității de învățământ. De aceea, perspectiva este strict aceasta a evaluării prin corelație cu standardele în vigoare. Ca instrumente manageriale analizate sunt planul de dezvoltare instituțională sau planul de acțiune al școlii. Am luat denumirea de plan de dezvoltare instituțională pentru că este ultima denumire la modă la nivelul Ministerului prin ordinul de ministru privind ROFUIP. Noul ROFUIP a apărut în sfârșitul lui 2020. Se numește și proiect de dezvoltare instituțională și așa mai departe și planul de acțiune al școlii, care este pasul pentru unitățile de învățământ profesional și tehnic. Deci are o dimensiune strategică, se referă la dezvoltare și nu la funcționare, deci n-au ce să caute ținte care țin de funcționarea școlii, cum ar fi notarea ritmică, planificarea calendaristică a materiei și predarea ei la direcțiunea școlii și alte chestii de genul acesta. Și evident, trebuie să asigure îmbunătățirea serviciilor educaționale pentru comunitatea servită de unitatea de învățământ. De aceea, partea asta democratică, este de implicare, de participare, este esențială și aici. Planul managerial are o dimensiune operațională, este pe un termen scurt, de un an. Tot prin ROFUIP s-a renunțat la planul operațional, care era plan de implementare a proiectului de dezvoltare instituțională și s-a unificat cu planul managerial, care astfel dobândește o dimensiune dublă, cuprinde activități de dezvoltare, deci activități concrete care trebuie definite smart, de dezvoltare, dar și care țin de funcționarea școlii. Și de asemenea, oferta educațională, care cu precădere în mediul urban,
și mai ales în orașele mari, este foarte importantă în privința modului în care știe să-și atragă beneficiarii, să-și mențină, de fapt. Evident că și oferta educațională nu poate să fie în afara celorlalte documente manageriale de prognoză esențiale, se bazează pe PDI și PAS și se corelează, evident, cu planul managerial. Și oferta ar trebui, de asemenea, actualizată anual. Ca, să spunem, imagine de ansamblu a procesului, sunt întrebări la care, tot așa, întrebări esențiale, mai puțin esențiale decât cele 5 pe care le avem în fruntea fiecărui ghid. Deci trebuie să știm întâi unde suntem, unde ne aflăm, cu diagnoză, analiză de nevoi, misiune, viziune, unde dorim să fim, deci care sunt țintele, opțiunile strategice și cum se justifică acestea din punct de vedere al necesității, fezabilității lor. De asemenea, vedeți că legătura între unde ne aflăm și unde dorim să fie una blurată, pentru că ea nu se face direct, se face prin intermediul planificării, planului managerial, cum ajungem acolo unde dorim să fim. Și după ce și pe parcursul drumului respectiv, de la unde ne aflăm la unde dorim să fim, trebuie să vedem cum constatăm că am ajuns acolo unde ne-am dorit. Că nu ne-am dus răbălării, că ne-am realizat țintele, că nu ne-am pierdut timpul, că n-am irosit resursele. Deci este vorba de evaluare inițială de parcurs și finală a PDI PAS și a planului managerial. Și locul unde se rupe filmul, de cele mai multe ori, nu numai la nivel național, ca să fim liniștiți, și la nivel european. În paranteză fie spus, eu am lucrez din 2008 pentru rețeaua europeană pentru asigurarea calității în educație și formare profesională, ECAVET. Și din analizele și anchetele făcute de secretariatul ECAVET, a ieșit foarte clar că dintre descriptorii și indicatorii mai slab dezvoltați la nivel de sistem, dar și la nivel de furnizor de formare profesională, nu planificarea, nu implementarea, ci evaluarea și mai ales revizuirea activității sunt părțile slabe. Deci, noi planificăm niște lucruri, le implementăm, de bine de rău le evaluăm, dar ce facem cu ceea ce evaluăm? Cum hrănim dezvoltarea viitoare cu rezultatele evaluării, cum transformăm rezultatele evaluării în ținte pentru îmbunătățire, deci cum, ce decidem și cum decidem ca să ne îmbunătățim activitatea. Deci este cunoscutul cerc al calității pe care l-am adaptat și pentru partea de dezvoltare instituțională. Conținutul ghidului, pentru cine n-a avut timp să se uite prin el, este o introducere generală pentru toate ghidurile. Niște aspecte care țin de dezvoltare instituțională, generale și conceptuale, deci care este conceptul dezvoltare pe care îl propunem. După aceea este lista în ordine din standarde a indicatorilor și a cerințelor, adică a descriptorilor aferenți standardelor, standardelor de referință. Aici fac o subliniere. Standardul este o cerință obligatorie definită în termen de normă, de regulă sau de rezultat, în timp ce standardul de referință reprezintă este o cerință definită care definește un nivel optimal de realizare a unei activități. Deci nu este obligatoriu. Apoi, interpretări, explicații și exemplificări pentru aceste documente de prognoză și apoi pentru oferta educațională. Deci explicăm cum înțelegem noi aceste cerințe. Ce ar trebui să facă unitățile de învățământ în capitolul 3 la nivel minimal, deci numai cerințele minime sunt prezentate în partea a treia, dar și pentru standardele de referință, cele minimale explicate mai amplu, în partea a patra, dar și pentru standarde de referință, niște exemplificări și interpretări. Și aici este unul din motivele principale pentru care vrem să lansăm aceste ghiduri înainte, mult înainte de a intra în vigoare, pentru că așteptăm de la unitățile de învățământ
să ne spună dacă am estimat, de exemplu, în unele, la nivelul unor cerințe care nu sunt explicit prevăzute în legislația în vigoare, nivelul acest minim pe care îl așteptăm de îndeplinire a respective activități, dar să ne ofere și exemple de bune practici. Visul meu ar fi ca să existe și o anexă 3, unde să existe aceste exemple de bune practici care să ilustreze anumiți descriptori, anumiți indicatori care de modul în care școlile au reușit să reușesc să ofere astfel de bune practici ca sursă de inspirație și pentru celelalte unități de învățământ. Deci eu cam atât am avut de spus. Excelent. Vă mulțumesc. Mulțumim. Și într-adevăr o prezentare foarte densă, cu foarte multe elemente de care putem să ne legăm, pe care să le dezvoltăm, să le deconstruim. Avem deja câteva întrebări. Da. Abordarea noastră, așa cum am spus, vreau să fie o abordare critică, dar în sens pozitiv critică, în sensul de analiză critică și reflectare legată de conținutul ghidului și de aplicarea lui și riscurile eventuale legate de aplicare inadecvată, dar o abordare constructivă în sensul că vrem să facem propuneri. Sigur, la unele propuneri poate doar o să luați notițe și noi o să luăm notițe și o să vi le transmitem în scris de asemenea. Deci noi corectăm și invităm pe toți cei care participă pe Facebook sau pe chat să transmită în scris propuneri și sugestii, întrebări la care chiar dacă nu putem să răspundem direct acum, noi le vom lua în considerare și vom transmite Aracipului și eventual la unele poate vom reveni cu precizări. Dar în spiritul acesta de propuneri constructive am vrea să vedem puncte de vedere diferite. Avem deja niște comentarii pe chat, vrem să vedem cum se vede din perspectiva unui profesor membru într-o comisie de asigurarea calității, a unui director, a unui elev și, sigur, mai avem și alte câteva propuneri din partea grupului nostru pentru educație. Ca să lansez discuția și, sigur, urmează să invit mai întâi pe doamna profesoară Nog să spună câteva cuvinte cum se vede acest proces din perspectiva practicii într-o școală. Ca să introduc acest lucru, aș vrea să menționez că, din punctul meu de vedere, un element care ar putea fi îmbunătățit în ghid este începe cu primul paragraf. Cred că nu vă așteptați la asta, da? Care începe și spune care este misiunea Aracip. Nu ne interesează care este misiunea Aracip în primul rând. E foarte importantă, dar e interesant ce au de făcut școlile în mod concret pentru că acest proces să aibă sens în perspectiva îmbunătățirii calității la nivel local. Și, practic, ceea ce aș vedea eu foarte util ar fi regândirea structurii ghidului din perspectiva modului în care se lucrează în școală. Asta înseamnă să începem cu unele lucruri foarte importante și am o mulțime de aprecieri față de ghid, care sunt, de exemplu, menționate în partea finală a ghidului și care se referă la accentuarea misiunii școlii, la care este rolul adevărat al școlii și al profesorilor. Acestea trebuie aduse în prim plan, la început, în sumar executiv și în introducere, și dezvoltat conținutul din perspectiva activității didactice a profesorilor și a conducerii școlilor, nu din perspectiva indicatorilor, care sunt din nou instrumentul Aracip. Deci poate că ar fi necesare două ghiduri, unul pentru Aracip, care să fie centrat pe indicatori și unul care să fie centrat mai mult pe proces. E foarte important că avem procesul dezvoltat în ghid și este un element extrem de pozitiv din punctul nostru de vedere, însă cred că ar fi foarte util să fie mai mare atenție acordată exact procesului pe care trebuie să-l parcurgă profesorii în urma pentru a implementa elementele din ghid. Doamna Nag, ce părere aveți despre asta? Bună seara! Sunt de acord cu dumneavoastră și salut prezența în acest ghid a interpretărilor, explicațiilor și exemplificărilor în ceea ce privește documentele de prognoză.
M-am confruntat cu o astfel de problemă la noi la școală atunci când am avut inspecția din partea RACIP, da, vizita de lucru și de fiecare dată când am avut neclarități, am încercat să le lămurim, însă nu eram foarte siguri dacă pășim pe o cale dreaptă sau nu. În momentul acesta, în ghidul pe care l-am în față, observ că există atât întrebări legate de procesul de evaluare, cât și explicații, interpretări și exemplificări ale anumitor situații, ceea ce este foarte util pentru noi în școli. Pentru că înainte știam ce documente trebuie să prezentăm, știam în mare ce trebuie ele să conțină, știam de asemenea care ar fi țintele vizate, dar nu aveam o atât de bună viziune de amănunt. Mi se pare foarte amănunțite toate aceste precizări, foarte bine exemplificate și dacă răsfăiesc acest ghid, observ chiar indicații referitoare la felul în care trebuie formulate obiectivele, țintele strategice și alte asemenea în documentele școlii. Deci nu cred că în ceea ce privește exemplele acestea, înainte de apariția ghidului, am avut un document care să le prezinte atât de clar ca acum. Da, mulțumesc, dar aș vrea să vă revin la dumneavoastră, doamna mea, cu o întrebare. Da. Am observat în ceea ce ați spus, un lucru care apare foarte frecvent în ceea ce spun profesorii în legătură cu RACIP. Da. Pe care trebuie să le prezentăm. E foarte bine că știm mai clar ce documente se cer. E foarte bine. Extraordinar de bine, dar eu mă întreb cum am putea face să mergem dincolo de documente. Domnul inspector general a propus ca titlul acestei manifestări să înceapă, așa cum ați văzut, să nu mai avem dosariadă. Cineva de pe chat a spus că, din punctul lor de vedere, din punctul de doamne profesoare de vedere, RACIP-ul egal o tonă de hârtii. Cum facem? Sigur, digitalizăm acum, dar faptul că avem o tonă de documente electronice nu ne ajută. Să vedem cum facem să mergem dincolo de documente. Credeți că acesta, la nivelul școlii, dincolo de documentele care au fost prezentate, a fost un proces care a ajutat? Sunt convins că au fost elemente care au ajutat. Ce anume credeți că a fost util și ce anume credeți că ar putea fi schimbat? Și după aceea îl rog pe Șerban Iosifescu să răspundă și apoi avem deja o serie de întrebări adresate de participanți la care poate începem să răspundem. Da. Cu siguranță că deci, au existat doamna, și există foarte multe documente care au ajutat școala pe parcursul acestui proces de evaluare. Foarte multe chestionare pe care le-am aplicat ne-au ajutat să ne dăm seama de nivelul real la care suntem și să îmbunătățim în mod cert activitatea noastră, atât managerială cât și activitatea didactică, activitatea în toate domeniile, extracurriculară, de asemenea. Am observat foarte multe elemente legate și de formarea colegilor noștri, cadrelor didactice, atunci când am întocmit aceste rapoarte anuale de evaluare internă. Deci, documentele în sine, deși sunt multe, au utilitate, evident. Cu siguranță că interpretarea acestor date pe care noi le strângem este una care duce în final la,
la calitatea creșterii actului educațional. Că sunt multe, e adevărat, sunt foarte multe și în special pentru o școală mare sau pentru o școală cu mulți elevi, cum este Colegiul Național Bănățean, este un demers destul de dificil. Însă, cu siguranță că faptul că acum ne-am obișnuit să aplicăm chestionare online, să lucrăm în modul acesta, ne ajută în demersul nostru de evaluare. Deci, zic eu că faptul că am mutat, ne-am pliat pe mijloacele digitale, ne ajută oarecum în evaluările pe care le facem. Și nu numai în evaluări, și în prognozele pe care le facem, în planificările pe care le facem, în tot demersul nostru. Da, mulțumesc foarte mult, doamna Maghi. Într-adevăr, eu aș vrea cumva să începem să aducem, să zicem, discuția mai aproape de ceea ce domnul Iosifescu deja a început să mai și răspundă în chat, de fapt a răspuns doamna Cireșan. Am să-i adresez direct o întrebare domnului Iosifescu legat de acest lucru. De exemplu, una dintre întrebările care eu consider foarte importantă și vitală într-un fel este adresată de Claudia Oprescu. Dacă considerați că școlile din mediul vulnerabil pot îndeplini nivelul minim stipulat în aceste standarde? Domnule președinte, vă rog. Mulțumesc. Sunt lucruri cu care ne-am mai întâlnit. Asta este și motivul, îi răspund și lui Călin Rus acum, pentru care am pus acolo care este misiunea ARACIP, pentru că multă lume nu prea știe care este treaba cu ARACIP. Noi evaluăm nu numai procesul și calitatea unei școli sau mai curând calitatea procesului, ci și îndeplinirea obligațiilor legale de către unitatea de învățământ, prin faptul că acreditarea este inclusă în sistemul de calitate. Deci, practic, prin acreditare este vorba de o certificare a faptului că unitatea de învățământ îndeplinește niște cerințe minime de calitate, adică respectă în totalitate legislația în vigoare. Acum, de aceea noi nu putem să facem abstracție de acest lucru și acum poate domnul inspector general nu mă aude. Prin noua metodologie am încercat să pasăm cât mai mult din această parte administrativă inspectoratului școlar, care să facă verificările pe partea administrativă, pentru că este, are și autoritatea asupra unităților de învățământ, ceea ce noi nu avem, în sens managerial autoritate asupra unității de învățământ, deci liniile de autoritate, decizie și raportare trec prin inspectoratul școlar și nu prin ARACIP. Deci, noi am fost constrânși de acest lucru și prin faptul că în 2007, 2005, 2008, când s-au realizat primele standarde, interesul tuturor și presiunile foarte mari au venit dinspre mediul privat. A fost pe partea de acreditare și nu pe partea de asigurare a calității. De aceea, standardele de acreditare au fost mult mai stufoase decât standardele de referință, de exemplu. Și ca atare de asta a fost unul din motivele pe care am vrut să am început din 2013 să renoim standardele, tocmai pentru a muta accentul de la input spre proces și output. Referitor la centrarea pe proces și răspund imediat și întrebarea cu școala din mediul vulnerabil. Eu n-aș începe la nivelul școlii cu partea finală, care se referă mai ales la niște lucruri care țin de principii, valori, cadru conceptual și așa mai departe. Pentru că, în general, marea majoritate a directorilor care am avut de-a face mă întreabă așa, spune, băi, care este minimum? Spune ce am eu de făcut la nivel minim și după aia văd eu dacă mai am timp, mai am chef să fac și mai mult de atât. Și marile probleme le-am avut la acest nivel minim. Referitor la școli din medii vulnerabile, din punctul nostru de vedere, și o spun
și pot să dovedesc acest lucru, școlile din medii vulnerabile, școlile din comunități defavorizate, în cele mai multe cazuri sunt mai bune în termen de valoare adăugată, de calitatea procesului, decât școlile considerate bune, școlile și liceele considerate bune. Și am făcut și o mică cercetare, este publicată în Tribuna Învățământului, puteți să vedeți, am comparat cele mai bune, cu ghilimele, licee dintr-un județ, cu cele mai slabe, la fel cu ghilimele, licee din județul respectiv. Și a reieșit, de exemplu, că valoarea adăugată între mediile de intrare și mediile de ieșire este în prima categorie de 0,16 puncte, în timp ce la a doua categorie este de 2,5 puncte. Deci una este când ai media de intrare peste 9 și termin cu mediile generale și cu media la bacalaureat sub 9, și altceva când ai cea mai mare medie de intrare în liceu 4 și termin cu medii generale peste 6. Și chiar dacă ai numai 25 de absolvenți, 25% dintre absolvenți care iau bacalaureatul, pentru că poate e urcat de la 3 la 5 între nota de la evaluare națională și nota de absolvire la matematică, să zicem, sau la limba română. Deci, în termen de valoare adăugată, de multe ori școlile din medii vulnerabile sunt mai bune din punct de vedere al calității. Problemele lor sunt la partea de funcționare, la partea de infrastructură. În ultimii ani, evaluând prin contracte cu Ministerul școli care au evitat, deși au obligație legală în ultimii 10 ani, peste 10 ani, să ceară evaluare externă periodică, procentul școlilor care nu îndeplinesc standardele minime de acreditare în domeniul siguranței și sănătății copiilor erau de peste 60%. Deci 6 din 10 școli cu pregătire din medii defavorizate nu îndeplineau aceste condiții minimale. Sunt acele școli care apar în media cu toalete în fundul curții, fără apă curentă și așa mai departe. Și am și vizitat o mulțime de astfel de școli și știu ce vorbesc în situația aceasta. Deci nu avem niciun fel de prejudecată și din punct de vedere al procesului și rezultatelor în termen de valoare adăugată, școlile din medii vulnerabile sunt bune și trebuie doar puțin ajutate. Eu nu sunt convins, de exemplu, că un profesor foarte bun la Colegiul Bănățean ar putea să predea la o școală, la școala din Varia și, de exemplu, de lângă Lugoj, dacă s-ar face înțeles de copiii de acolo și dacă metodele care reușesc cu copiii motivați, inteligenți, frumoși, buni, ar avea la fel de mare succes cu copii care vin din medii defavorizate. Da, asta mi se pare un element, un mesaj foarte important, foarte puternic, pe care îl încurajăm, susținem clar, ideea că o școală de calitate, o educație de calitate înseamnă a susține elevii să facă progres, valoare adăugată și, de asemenea, înseamnă și calitatea procesului, inclusiv a procesului de dezvoltare instituțională a școlii. Deci asta înseamnă o școală bună și e foarte bine că noile standarde pun accent și pe această dimensiune și aici apreciez foarte mult deschiderea pe care a arătat-o domnul Iosifescu și Aracip, în special în o serie de discuții din anii anteriori, ultimii ani și prima parte a anului trecut, în legătură cu experiența unui proiect al Consiliului Europei numit InSchool, care s-a adresat tocmai unor școli vulnerabile care au fost susținute să intre într-un proces de dezvoltare instituțională și faptul că regăsim indicatori care se referă specific la problematica incluziunii și la modul în care se gestionează situația într-un mediu vulnerabil este extrem de important. Dar cred că este un aspect de discutat în ce măsură ajută faptul că peste tot unde avem astfel de mențiuni, apare, nu este obligatoriu în ghid. Eu înțeleg că nu este obligatoriu, că nu face parte din standardele minime, dar
Dacă cineva vede că nu e obligatoriu, înseamnă că nu îi acordă importanță. Eu cred că mesajul ar avea același conținut în sine, dar un sens mult mai puternic, dacă s-ar spune pentru un nivel de evaluare foarte bun sau excelent, asta trebuie să fie așa. Deci să se menționeze, nu că nu e obligatoriu, ci că este asociat cu un nivel mai ridicat de calitate. Aș vrea să, înainte de a-i da ocazia lui Șaurin Sifescu să răspundă, să întreb pe doamna Neculei... Niculiță Nicoleta. Da? Doamna directoare, vă rog să spuneți cum se vede procesul acesta și ghidul, ce sugerează ghidul din perspectiva conducerii unei școli. Călin, și după doamna director, aș vrea să, îmi cer scuze, doamna director, aș vrea să intervin și eu vis-a-vis de... Da, sigur, sigur. Mergem în sus. Am început cu profesorii, mergem acum la nivel de direcțiune și mai ajungem la inspectorat. În primul rând vreau să vă spun că anul trecut, adică înainte de pandemie, la începutul anului școlar 2019-2020, am avut și noi evaluarea periodică externă în școală. Aș transmite așa, dacă avem ocazia să vorbim direct cu domnul Iosifescu, câteva impresii ale mele, nu strict legate de ghid, ci în general de evaluare. Școala este un organism viu prin tot ceea ce reprezintă, prin profesori, prin elevi și cred că ar fi important, exact așa cum s-a spus, să se sublinieze că evaluarea aceasta ar trebui să surprindă cultura organizațională. În ce context? Eu văd că orice evaluare, fie că o facem elevilor, fie că o facem profesorilor, fie că o facem în general dotărilor instituției sau așa, trebuie să aibă un scop și scopul acesta trebuie urmărit. Adică, dacă ARACIP impune aceste standarde pe care toți ni le dorim în școli, nu neapărat cele birocratice, deci de documente pe care le trimitem, ci standardele legate de dotări, de calitatea actului educațional, atunci eu văd că evaluările acestea externe ar trebui să aibă un ecou undeva, acolo unde s-a dorit evaluarea. Nu este suficient să facem evaluarea, să constatăm nici de deficiențe, pe care probabil peste 5 ani în școlile acelea din medii defavorizate și nu numai, le vom constata în aceeași dimensiune. Deci aici cred că să ducem rolul evaluării mai departe, nu e o evaluare doar formală, ci o evaluare care permite și ministerului, sper, sau celor care au dispus până la urmă auditarea instituțiilor de învățământ, să rezolve probleme punctuale care există. Dacă există probleme legate de formarea cadrelor didactice, nu neapărat se rezolvă numai în școală, ci iată prin proiecte de amploare ale ministerului, dacă sunt probleme legate de dotări, dacă sunt, de exemplu, standarde legate de personal. Eu am întâmpinat nu o problemă, ci un calificativ scăzut pentru că nu îndeplineam standardele legate de numărul de personal didactic auxiliar necesar la dimensiunea școlii. Na, asta nu este o problemă care poate să fie nu este opozabilă numai mie și cu siguranță e o problemă care trebuie rezolvată în viitor, că înțeleg că de aceea se face evaluarea, pentru că în viitor problemele semnalate raportate la standardele pe care ni le dorim până la urmă în școlile românești, nu numai standarde pe hârtie, teoretice, ci standardele din școlile românești, să fie standarde care să permită manifestarea în plenitudine a elevilor, a profesorilor și mai ales să genereze echitate în educație, adică condiții egale pentru toți copiii. Pentru că eu cred că profesorul de la Colegiul Bănățean poate să predea și la școala din Variaș, și că nu ar trebui să existe diferențe atât de notabile între școli, având în vedere că toți copiii au aceleași drepturi dacă vorbim despre educație. Drepturi constituționale până la urmă. Și rolul ARACIP, acesta ar fi să ne pună odată în legalitate, da, referitor la evaluarea periodică, referitor la acreditare, referitor la standardele legale pe care trebuie să le îndeplinim, dar până la urmă scopul trebuie să meargă mai departe și anume semnalele de alarmă care sunt trase de ARACIP să fie receptate acolo unde trebuie să ajungă, pentru că altfel facem doar evaluări. În același timp, consider că... nu aș vrea să supăr pe nimeni, dar chiar și taxele percepute de ARACIP sunt destul de ridicate pentru școlile noastre, pentru nivelul nostru financiar. Da, mulțumim.
Înainte de a da cuvântul și domnul Stifescu să răspundă, îl invit pe Marin Popescu, domnul inspector general, să... Da, mulțumesc foarte mult. Inițiativa inspectoratului. E clar că e nevoie de legătură între intervenția, o coerență între ce se întâmplă la nivelul școlii, sprijinul din partea inspectoratului sau rolul inspectoratului și al RACIP-ului. Poate aici ar mai trebui într-adevăr reflectat cum se pot asigura mai bine legăturile. Două chestiuni aș vrea să punctez și prima e legată de ultima ta intervenție referitoare la perspectiva aceea a recomandării pe care o face RACIP și nu a obligativității. Și am constatat și cu siguranță, nu numai eu și dumneavoastră, ascultată că imaginea sistemului de învățământ profesional este percepută din perspectiva examenului național. Toată lumea intră în vrie atunci când sunt date rezultate la examenele naționale, evaluare și baccalaureat. Toată lumea se concentrează și când zic toată lumea, vorbesc părinți, elevi, profesori, managementul unității de învățământ, pe această perspectivă. Sigur că e importantă imaginea școlii. În timp s-a creat această cultură încet, încet că mergem la acea școală care rezultate foarte bun la examenele naționale. Numai că eu cred că școala ar trebui să dezvolte și alte tipuri de competențe și numai acest focus pe examene naționale. Și poate de aceea ne dorim o democratizare a școlilor, pentru că și poate ar fi bine ca din perspectiva evaluării instituționale o pondere la fel de mare să aibă și această perspectivă a dezvoltării altor tipuri de competențe și a modului în care școala s-a democratizat în intervalul dintre cele două evaluări. Da. Nu le găsim ca și obligativitate sau pe același palier cu celălalt. Pentru că în momentul în care am găsit această perspectivă, pe același palier, cu siguranță lucrurile ar evolua altfel. Și din perspectiva partenerilor, mă refer aici la părinți, la autoritate publică locală, profesori. Da. Cred că poate aici ar trebui să facem acest salt. Da. Încă nu suntem conștienți de valoarea unei școli democrate. Corect. Asta noi promovăm și de valoarea pe care o poate da unei școli această zonă interesantă de democratizare a ei. Da, și ne dorim să avem o școală în care să existe o cultură organizațională democratică, să putem folosi aceste repere pe care le avem de la Consiliul Europei de competențele pentru cultura democratică, care evident se dezvoltă nu doar prin ceea ce se face la clasă în interacțiunea între profesor și elev, ci prin tot ceea ce se întâmplă în școală. Faptul că avem astfel de procese de reflecție, de interacțiune, de construcție a unei dezvoltări în cadrul unui colectiv la nivelul școlii, nu are doar efect asupra calității activității profesorilor, ci are efecte și asupra elevilor, dezvoltă anumite valori, anumite atitudini și elemente de competență extrem de importante, exact cum a spus. Mai mult decât atât, poate o democratizare a școlilor s-ar putea să ducă în situația în care presiunea foarte mare pe care o pun școlile asupra autorităților publice locale să se regăsească în investiții care le fac în această zonă, în investiții în resurse, în infrastructură. Eu cred că, apropo de clasa pregătitoare, și cu toții știm că dacă nu se introducea clasa pregătitoare, așteptam până se realiza infrastructura astfel încât să ajungem clasa pregătitoare unde ne dorim. Din contră, aș spune că acest demers a introducerii clasei pregătitoare a tras după, e un exemplu, a tras după ea investiții în infrastructură ca urmare a presiunii făcute de către actori, de către părinți, de către managementul unităților de învățământ. Și poate ar trebui undeva să punem pe același palier. Avem exemplu altor țări, altor state vis-a-vis de această chestiune de democratizare și de bunăstare pe care putem să o ducem în zona învățământului preuniversitar și în zona școlii. Da. A doua chestiune care vreau să punctez legată de faptul că întorcându-i domnului Iosifescu răspunsul la o întrebare că inspectoratul nu aude, poate să știți că sunt unul dintre cei care își dorește o reconfigurare a inspectoratelor școlare. Prea mult ne-a dus în zona administrativă. Nivelul competențelor inspectoratului școlar s-a mutat din ceea ce înseamnă proces de învățământ, proces didactic, de un proces de evaluare, da, procesului de învățământ,
spre zona administrativă. Enorm, enorm de mult spre această zonă. Competențe într-o paletă extraordinar de mare și pe o nișă foarte mică pentru procesul de învățământ. Și recunosc că ar trebui reconfigurate inspectoate școlare chiar și după perspectiva ceea ce înseamnă apropierea RACIP. Poate n-ar fi rău dacă inspectorii de specialitate pe arii curriculare s-ar duce ca experți pe RACIP. Și undeva am reconfigura inspectoratele școlare. Să fie acele canale sau acele mâini mai lungi ale RACIP-ului în teritoriu. Da, mulțumesc. Avem o serie de întrebări la care, la unele vom putea răspunde direct, nu e necesar să le discutăm, dar aș vrea acum să-i dau cuvântul lui Șerban Iosifescu să răspundă la toate comentariile de până acum și după aceea vom trece la câteva intervenții bazate pe întrebările puse de participanți și un participant care are experiență de colaborare cu ANACI. Mulțumesc. O să iau de discuția de unde a lăsat-o domnul inspector general. Să vă explic puțin, pentru că, apropo de continuitate, este bine ca să existe continuitate la nivelul instituțiilor de educație, pentru că dacă introduci o schimbare în educație, efectele se văd cam în 15 ani. Deci nu se văd nici măcar pe durata unui mandat politic sau pe durata vieții unui guvern, se văd după 10 sau 15 ani. Și în acest punct de vedere vreau să reamintesc filozofia legii calității educației, ordonanța 75 din 2005. ARACIP, ca și ARACIS, fac evaluare externă. Deci este ideea care este prezentă în teoria managementului calității de a separa evaluarea, de evaluarea să fie separată de beneficiari și de prestatori de servicii sau de producători, de să fie evaluare de terță parte, care s-a realizat în privința învățământului superior, dar nu și în privința învățământului preuniversitar, pentru că ARACIP nu este instituție independentă. Deci separarea evaluării de îmbunătățire, practic, de acțiune. Deci ARACIP vine periodic și face niște poze unității de învățământ, dar responsabil pentru producerea îmbunătățirii, pentru filmul, pentru mișcarea de la o poză la alta, este unitatea de învățământ, este autoritatea publică locală și este inspectoratul școlar. Prin nou regulament de inspecție școlară, ministerul a rezonat la o parte din propunerile noastre în acest sens, să aibă, așa cum și-ar dori, cred că și domnul inspector general, mai multe atribuții pe partea de îmbunătățire, de sprijin acordat școlilor pentru a îmbunătăți acele puncte slabe care s-au dovedit ca atare în urma vizitelor de evaluare externă periodică. Deci este vorba de o complementaritate și nu de o concurență între ARACIP și inspectoratul școlar. Referitor la inspector ca mâini în teritoriul ale ARACIP, pot mărturisi un lucru, și anume că în 2005, când s-a produs această ordonanță de urgență, eu lucram cu unul din secretarii de stat din minister la un proiect alternativ al legii calității educației, în care nu exista ARACIP, ci exista un inspectorat național al educației după modelul Ofsted, dacă știți, din Marea Britanie, independent complet de minister, cu un număr de personal mai numeros, cu un anumit tip de guvernanță care să asigure independența, să spunem, conceptuală, metodologică, dar și financiară, și care să lucreze prin inspectori. Deci, însă, la momentul respectiv s-a preferat această variantă, care există în destul de puține sisteme de învățământ, să existe și inspectorat și agenție de evaluare externă a calității, așa că, cel puțin în primii ani, am avut foarte mari dificultăți în a delimita activitatea ARACIP de activitatea de inspecție. Și cred că în curând vom reuși să ne stabilim foarte clar atribuțiile. Dacă ARACIP și sau inspectoratele școlare vor exista în continuare, pentru că sunt o mulțime de proiecte care vizează altceva.
Acum referitor, deci asta este și un răspuns, doamne directoare, deci cultura noastră organizațională este că noi facem evaluarea. Nici nu avem voie să dăm consultanță sau să facem recomandări. Noi în rapoartele de evaluare externă menționăm puncte tari și puncte slabe, dar este efectiv la latitudinea școlii, școala este absolut autonomă în a găsi acele căi de a realiza îmbunătățirea aspectelor considerate ca fiind necesare de a fi îmbunătățite. Evident, cu sprijinul autorităților publice locale și al inspectoratului școlar. Deci, din punctul ăsta de vedere, suntem limitați. Noi nu putem face, nu putem, de exemplu, acorda consultanță și nu putem face recomandări școlilor cum să acționeze. Acum, referitor la documente. Documentele, așa cum v-am spus, se cer. Vă citez acum din ROFUIP, dacă dați o căutare pe cuvântul raport, veți găsi următoarele documente obligatorii. Raportul general privind starea și calitatea învățământului, unitatea de învățământ. Rapoartele privind situația școlară semestrială și anuală, precum situația școlară la încheierea sesiunilor de amânări, diferențe și corigențe. Raportul de execuție bugetară. Rapoartele anuale de activitate. Director, director adjuns, coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare și raportul de activitate al Consiliului Reprezentativ al Părinților. Asta numai în, dacă dăm căutare pe raport. Da? Am participat la un proiect al FSLI-ului care a făcut un inventar, un ghid, aici un volum destul de gros ca o carte de telefon privind sănătatea și securitatea în muncă. Există peste 50 de acte normative care reglementează acest domeniu, începând cu legi și terminând cu instrucțiuni, dintre care 30 și vreo două, dacă am numărat eu bine, sunt producătoare de documente. Sigur, nu știu că nu se poate mai rău, dar să vedem cum facem ca acest proces în învățământ. Exact. De aceea noi am propus, de exemplu, ca aceste aspecte care țin de funcționarea, sănătate, siguranță, ISU DSP să fie asumate și coordonate la nivelul autorității publice locale. Adică școala să nu mai aibă comisia aia de SSM și comisie să aibă grijă să-și obțină autorizații de la ISU sau de la DSP și de aia noua metodologie și chiar în lege, în legile 229 și 230 pe 2019 am reușit să propunem introducerea acelui articol că autoritățile publice locale sunt pentru instituțiile de stat responsabile pentru asigurarea acestor condiții minimale. Dar, pe de altă parte, legea spune foarte clar, nu poți funcționa ca instituție dacă nu ai autorizație de securitate la incendiu și nu ai autorizație sanitară de funcționare. Deci da. Cum să ieșim din clinciul Da, însă, scuze că întreb, dar astea sunt elemente tehnice, administrative importante, dar pentru noi cel puțin, cel mai important este procesul care se întâmplă la nivelul școlii și mie mi se pare un lucru extrem de pozitiv ce am văzut în ghid, modul în care se valorifică procesul de autoevaluare. Da. Și aici este un rol important, indirect poate, dar extrem de important pe care îl are ARACIP-ul în susținerea unui proces la nivel de școală. Dar vrem ca acest proces să nu fie un proces centrat pe generare de hârtii. Pentru că avem cazuri, avem situații, chiar recent am avut situații, de cunoștință de situații în care directori de școli pun membrii, profesori în comisiile, diferitele comisii de asigurare a calității și cealaltă comisie cu discriminarea și violența și alte comisii, care sunt văzuți ca având facem să facă dosarele, nu altceva. Ori noi vrem ca, într-adevăr, lucrurile să se întâmple dincolo de dosare. Și o să întrebăm imediat și părerea elevilor despre asta, dar avem și o intervenție din partea unui expert al ARACIP imediat. Da, aș vrea să reținem da. Acest aspect legat de... În general, când am propus un anumit descriptor, anumită cerință, întrebarea care mi s-a pus este de care este baza legală. Deci, unde scrie? Că trebuie să facem treaba asta.
De aceea am făcut această delimitare între aceste cerințe minime, care veți, de asta apare acolo că sunt foarte puține în general, sunt mult mai puține ca în standardele actuale și am reținut de la Călin, poate este nevoie de o reformulare, să nu spunem că nu e obligatoriu, ci că doar se cer pentru, să rămână doar partea care spune că se cer doar pentru școlile bune, foarte bune sau excelente. Și să... Fără doar, se cere pentru a obține calificativul. Exact, exact. Deci școlile care doresc să fie mai mult decât satisfăcătoare, nu? Care se doresc să fie bune, foarte bune sau excelente, trebuie să îndeplinească și cerințele respective. Dacă vrei să răspund acum și la întrebările de pe question and answer, de Q&A? Putem, aș vrea până... Da, haideți să vedem. Nu, cum consider tu? Merită să le răspundem acum, că sunt deci, direct poți... Exemplu de activitate, formare, dezvoltare, îmbunătățirea, okay, capacitate, un evaluator, da, am făcut și facem întâlniri periodice și formări cu ei, am format de vreo 3 ori cu bani europeni pe evaluatori. Dar este mai interesantă cealaltă întrebare legată de formarea membrilor comisiilor de asigurare a calității. Da, noi am, pe când aveam încă iluzii și am folosit bani europeni, am făcut proiecte europene, am format cât un om din fiecare unitate de învățământ. Am format în două proiecte cam 20.000 de membri CEAC, inspectori, directori de școli. Deci, practic, ne-am asigurat că la momentul respectiv exista în fiecare școală câte o persoană formată. Vom relua, vom face niște tutoriale video, vom face și astfel de întâlniri online cu membrii CEAC, le vom face regional. Deja acum începem să facem formările noastre interne cu personalul ARACIP, în curând vom începe și formarea evaluatorilor externi. Cu frecvența cu care ARACIP selectează evaluatorii noi ne-am asigurat tot cu bani europeni cât i-am avut ca să avem un număr suficient de evaluatori, cam de 700, dintre care s-au ales până în prezent, au rămas pe un registru operațional vreo 500. În curând vom rămâne fără, vom avea nevoie de o nouă selecție și formare de evaluatori și vom face acest lucru cu sprijinul caselor corpului didactic care să furnizeze programul de formare pe care o să-l acredităm împreună. Ne-a spus doamna Cristina Catană Bucă. De exemplu, noi acceptăm documentele electronice, noi acceptăm registrele electronice, dar din momentul în care mie mi se cere la toate documentele pe care le transmit ștampila, inclusiv pe factura pe care o eliberăm, eu ștampilez și semnez exact în pătrățelul unde scrie că conform prevederilor legale această factură circulă fără semnătură și ștampilă. Dar ne-am întâlnit cu situații în care factura respectivă a fost întoarsă, că nu era semnată și ștampilată de primărie care trebuia să o deconteze, așa că eu semnez și ștampilez ca să nu pun oamenii pe drumul. Deci eu nu pot să am un alt tip de cultură organizațională, adică să-l promovez în sensul acesta, dacă nu am un mediu în care această cultură organizațională este acceptată. Dacă mie, de exemplu, nu mi se acceptă să documentele neștampilate și fără semnătură holografă și nu electronică, noi le acceptăm, vă spun. Deci aici nu este niciun fel de problemă. Cu normativele de dotare neactualizate, așa este, nu trebuie să le actualizăm noi. Acest lucru ar trebui făcut periodic, pe măsură, la fiecare schimbare curriculară. Ori la schimbarea curriculară din, după legea educației naționale, nu s-au actualizat aceste normative de dotare, le sunt cam din 2004, dacă nu mă înșel. Și așa mai departe, deci... noi suntem deschiși, dar nu putem să funcționăm. Dar noi putem să fim aliați. Noi asta ne dorim. Sunt unele schimbări care le percepem și din partea școlii, și din partea societății civile, și din partea RACIP ca necesare, dar care poate trebuie decise la alt nivel și ce propunem să le știm și să încercăm împreună să solicităm anumite schimbări. Sigur, poate cu digitalizarea
întregului sistem în perioada următoare cu noua strategie, dacă se face ceva serios, se va îmbunătăți câte ceva și se va simplifica, însă cred că e de lucru și la modul în care ne raportăm la documente și utilitatea documentelor. Aș vrea să îi dau cuvântul domnului profesor Ion Ionici, care lucrează cu Aracid, să ne spună perspectiva cuiva care are experiență practică în domeniu și experiență de conducere a unei școli. Mulțumesc frumos pentru permisiune. Aș vrea să felicit Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Universitatea Politehnică Timișoara și Aracil pentru această întâlnire. Lucrurile se schimbă și atunci astfel de întâlniri sunt necesare. De la 1 septembrie 2010 sunt colaborator extern al Aracil și am evaluat până în prezent cred că peste 50 de unități școlare. Din practică pot să vă spun că acest reproș în ultima perioadă de timp cu privire la documentele școlare s-a mai diminuat, la multitudinea documentelor verificate de noi s-a mai diminuat. Legislația școlară este clară, educațională este clară, atât cea educațională cât și cea conexă este clară cu privire la documentele pe care noi le solicităm într-o evaluare externă, nu solicităm nimic mai mult. Dimpotrivă, din dispozițiile Aracip pe zona de evaluare externă, avem împărțit foarte clar timpul în cele două zile de evaluare externă, în care, vă repet, partea de documente este din ce în ce mai puțin verificată și se insistă mai mult pe zona de vizitare a școlii, pe contactul cu părinții, cu cadrele didactice și cu elevii, pe o parte de chestionare și apoi pe o parte de interviuri. De acolo se pleacă până la urmă o evaluare externă foarte clară, corelând din mai multe puncte de vedere momentul în care noi, să spunem, dăm un calificativ cu un anumit indicator. În prezent avem cei 43 de indicatori, încă în vigoare, iar de la 1 septembrie vom avea 24. Pe această zonă și eu am mers în evaluare externă și am pe un proiect european am verificat acest noi indicator. Lucrurile spun eu că merg din ce mai bine. Așa cum spunea și domnul președinte Iosifescu, noi suntem formați la anumite perioade de timp, avem întâlniri regionale, avem un expert regional care răspunde de noi și din nou, din practică, vreau să vă spun că directorii de unități școlare sau comisiile de evaluare din școli au colaborat foarte bine, n-am întâlnit probleme, niciun fel de problemă deosebită. La fel, observatorul din partea inspectoratului școlar și mai nou elevii care au dreptul să participe și ei ca observatori. Deci, din acest punct de vedere, cred, repet că se exagerează cu această... Nu știu. Ok, dar este faptul că există această percepție reală. Deci percepția este reală prin faptul că există și e clar că e necesar să se întâmple ceva, poate va dura până percepția se va schimba, dar probabil că trebuie să schimbe ceva și în realitate. Faptul că avem mai puțin indicatori este o veste bună, mulțumim pentru această prezentare a experienței. E clar un progres, însă s-ar putea și faptul că se valorifică documente care deja există și faptul că se dorește interacționarea nu doar cu documente, cu dosare, ci și cu persoane și consultarea persoanelor este de asemenea un lucru foarte important care merită să fie subliniat și promovat. Dar vreau să văd cum se percepe această temă din perspectiva elevilor. Laurențiu Govoreanu este reprezentantul Consiliului Județean al Elevilor Timiș și ca elev și reprezentant al Consiliului, care este părerea ta? Părerea mea și, bineînțeles, reprezentând Consiliul Județean al Elevilor Timiș, este că acest ghid făcut de Aracip ar trebui să sublinieze mai mult o dezvoltare, bineînțeles, instituțională și ca să se îmbunătățească serviciile oferite de către școală, ca să fie o egalitate elevilor, dacă nu necontând în ce mediu studiază acele elevi, să aibă aceeași oportunități ca și un elev care studiază într-un municipiu de județ sau într-un orășel din acel județ. Aceste standarde să fie aplicate tuturor elevilor, să nu se facă o diferență între elevi. Să fie
să se dezvolte mai mult competențele de predare și să ne dezvolte mai mult competențele sociale și să devină școala un mediu mult mai atractiv pentru elevi. De aceea, cred că acesta este și rolul școlii, ca să atragă elevii și să vină cu drag la școală și să fie un mediu în care acești elevii să se simtă bine, necontând în ce liceu se află sau în ce școală se află. De aceea, aceste standarde să fie aplicate tuturor școlilor, unităților de învățământ și să fie toate școlile să aibă același nivel de sanitare, servicii sanitare, clasele să fie dotate bine și să fie puse la punct. De aceea considerăm noi că să nu mai existe această discrepanță între școlile care se află în mediul urban și cele care se află în mini-urban sau rural. Mulțumesc foarte mult. O parte din ce ai spus e foarte important și va fi reluat. Practic este o introducere la una dintre discuțiile ulterioare când va fi lansată de bine, care e un concept interesant, mai puțin folosit până acum la noi în școală și cred că îi datorăm niște Dan Iosifescu faptul că îl promovează pe o scară mult mai largă de acum înainte. Și sperăm să avem ocazia să discutăm și pe această temă. Partea aceasta de echitate și de acces egal este extrem de importantă și legată și de ce s-a spus până acum. Și mai este un element care cred că merită semnalat în ghid, și anume toată dimensiunea asta de participare, de participare a beneficiarilor educației, a elevilor, dar și a celorlalți actori din comunitatea școlară. Și cred că pe direcția asta e foarte important dacă se insistă. Problema este însă, ne apropiem de încheiere acum, aș vrea să fac câteva remarci mai generale, pornind de la ce am auzit acum că s-a spus, și după aceea să-i dau cuvântul lui Șerban Iosifescu pentru comentarii de concluzie. Eu aș sublinia ceea ce a spus Marin Popescu, faptul că dacă punem accentul pe modul în care funcționează lucrurile în școală, pe modul cum se fac lucrurile în școală, cum relaționează elevii, cum relaționează elevii cu profesorii și profesorii între ei, conducerea școlii cu profesorii, dacă se creează acest mediu pozitiv de care vorbea și Laurențiu Govoreanu, atunci avem în același timp calitate, avem și satisfacție și din partea profesorilor și din partea elevilor și avem o formă absolut naturală să generăm aceste procese care vor produce fără nicio problemă documentele care să permită și o evaluare externă bună. Nu trebuie, cred, să pornim de la ideea că o școală trebuie să facă documentele ca să iasă bine la evaluarea externă, ci trebuie să pornim de la ideea că trebuie să avem procesul în spate, să avem climatul organizațional, cultura organizațională formată. Și aici închei, poate referindu-mă la introducerea din ghid care vorbește de unul dintre rolurile pe care le are ARACIP, este acela de promovarea unui anumit tip de cultură a evaluării în sistemul de educație. Și asta înseamnă nu doar evaluare externă, înseamnă și o acceptare a utilității proceselor de evaluare internă și folosirea, așa cum s-a spus, este un element extrem de important, folosirea rezultatelor evaluării pentru decizii interne ale școlii de îmbunătățire. Dar școlile vor avea în continuare dificultăți să aplice astfel de, deci să ia astfel de decizii de îmbunătățire. Am văzut și noi, uitându-ne la o mulțime de planuri de dezvoltare instituțională, vedem că în aproape totalitatea lor, ele sunt făcute ca și când lumea începe cu ele. În trecut a fost ceva de foarte lung în trecut și totul începe de la acel plan. Nu se vorbește decât foarte rar de concluziile planului de dezvoltare anterior. La fel, există poate niște lucruri de reformulat în ghid în legătură cu excepțiile de la situațiile în care se ia în considerare planul, se ia în considerare rezultatele implementării planurilor anterioare. Trebuie, cred, să se acorde școlilor mult mai clar dreptul de a greși.
dreptul de a nu își face planul, de a nu realiza ce și-au planificat. Pentru că dacă, și să fie ok, să fie bine dacă se învață din asta. Pentru că alternativa este că facem planul după ce am făcut activitățile, ca să se potrivească raportul cu planul. Și asta nu ajută în absolut deloc la creșterea calității. Deci aceste procese cred că sunt foarte importante de analizat la nivel practic și una dintre întrebările pe care le avem și pe chat, de fapt și la Q&A, este legată tocmai de acest aspect. De fapt, ce se cere unei școli? Și asta întărește ce am spus anterior, faptul că e important să avem aceste cerințe ale ARACIP formulate într-un limbaj direct accesibil școlii pe ciclul acesta de dezvoltare instituțională de care a vorbit Șerban Iosifescu, în care să se specifice foarte clar ce facem la început de an școlar, ce facem la sfârșit de semestru, ce facem în diferite momente, în așa fel încât să existe un reper foarte clar pentru profesori. Șerban Iosifescu, ultimele comentarii ca răspuns la toate intervențiile de azi și cu mulțumiri pentru amabilitate și pentru disponibilitatea de a dialoga. Eu mulțumesc pentru că chiar îmi plac astfel de dezbateri. Întotdeauna mi-a plăcut să discut cu oameni care au alte idei decât mine. Deci nu am încercat niciodată să impun ideile mele altora. Tocmai pentru că și chiar o să am notat niște lucruri pe care să le realizăm în continuare, să explicăm poate mai mult. De exemplu, ce se cere de la o școală, având în vedere că misiunea este educație, se cere ca toți copiii să vină la școală. Deci este îmbunătățire la nivelul participării școlare, pentru că mai ales pentru partea care vorbim de învățământ obligatoriu. Și nu numai obligatoriu, pentru că am văzut care este diferența între școala online și școala față în față acum. Și toate cercetările arată că școala față în față este școală, școala online este mai puțin școală decât școala față în față. Îmbunătățirea rezultatelor învățării, care se referă la evaluarea curentă, examene și evaluare naționale și, veți vedea în ghidul al treilea despre îmbunătățire, punem accent pe eficiența externă, adică ce se întâmplă cu absolvenții după ce termină inclusiv grădiniță sau învățământul primar, având în vedere cât de important este educația timpurie pentru succesul ca adult. Sunt tot mai multe cercetări care dovedesc acest lucru. Și o îmbunătățire la nivelul stării de bine. Deci asta cerem, îmbunătățire continuă. Asta înseamnă sistem de calitate. Nu există calitate fără îmbunătățire. Și ceea ce spunea Călin cu dreptul de a greși, nu știu dacă ați observat o bună parte din acest ghid și veți vedea că din fiecare ghid, repetăm ideea asta, poate intră și în subconștient, ideea de revizuire a documentelor programatice, de revizuire a activității. Revizuire anuală, noi am recomandat cel puțin o dată la 2 ani. Deci mi-am stabilit niște obiective. Văd că sunt ambițioase sau nu procur resursele, nicio problemă, îmi schimb obiectivele, caut alte resurse, iau pe altă cale, nu e niciun fel de problemă. Rostul nu este ăla care greșește, ci ăla care nu învață din greșeli. Dacă tu ai reușit să înveți din greșeli, să stabilești, să-ți revizuiești PDI-ul la jumatea ciclului pentru a fi mai bun, mai aproape de realitate, să-ți realizezi țintele și să îmbunătățești activitatea școlii pe cele trei dimensiuni, atunci e mai mult decât perfect, înseamnă că ai intrat într-o logică a îmbunătățirii continuă a sistemului de calitate. Și referitor la autoevaluare, că este și o întrebare pe chat. Eu am spus de la bun început, rolul ARACIP este să devină inutil. Deci evaluarea externă este bună ca să calibreze evaluarea internă, dar în momentul în care evaluarea internă, autoevaluarea, devine suficient de credibilă, obiectivă și toți actorii au încredere în rezultatele evaluării interne, atunci, cum s-a întâmplat în alte sisteme de învățământ, evaluarea externă se rărește până chiar dispare. Deci dacă pe bază de indicatori, de date produse, tu dovedești că îți îmbunătățești activitatea continuu, nu sunt probleme care țin de, Doamne ferește, un incendiu sau o îmbolnăvire, o epidemie în școală și toată lumea este mulțumită, rezultând din chestionarele completate pe o platformă dedicată, atunci chiar n-are rost să mergem în amănunte, să vedem, cum spunea aici, dacă va exista o listă minimală a procedurilor de lucru necesare în școli.
Nu avem niciun fel de astfel de listă și nu vom avea o astfel de listă. Procedurile sunt stabilite în alte acte normative. Ca să vă distrați, analizați lista procedurilor obligatorii din instrucțiunea numărul 1 pe 2018, privind aplicarea unitară în învățământul preuniversitar a codului de control intern managerial. Și veți vedea acolo un număr de 80 și ceva de proceduri obligatorii pentru școli. Nu ARACIP le-a propus sau le-a impus și nici nu le va controla, pentru că nu este treaba ARACIP să controleze procedurile respective. Ele existau în standardele vechi, dar noi vrem să scăpăm de controlul procedurilor. Dacă vedem, de exemplu, procedurile sunt necesare. Mai ales pentru o instituție publică sunt absolut necesare pentru ca să ai caracter predictibil și transparent al activității instituției respective. Pentru ca cel care lucrează cu banii publici să dea socoteală în privința banilor publici, acționând constant, coerent, transparent, în așa fel încât să obțină rezultatele pentru care este plătit din banii respectivi publici. Deci procedurile sunt necesare, dar nu va fi, sper că se va înțelege treaba asta și de către evaluatorii noștri, nu va fi treaba ARACIP să verifice dacă o procedură are componentele stabilite de OSGG 600 pe 2018, parcă, ci doar, de exemplu, nu întrebăm dacă este o procedură de evacuare în caz de incendiu, ci întrebăm elevii dacă au făcut astfel de exerciții, așa cum spune la lege, și cum este bine și normal să fie făcut în orice instituție de învățământ. Deci problema este nu existența procedurilor, pentru că am văzut că există tot mai multe firme specializate și aici este un rol nefast al acestor firme care au speriat școlile, care ARACIP te cer 1000 de proceduri. Chiar ieri am văzut o astfel de postare de la o firmă, de la o persoană care spune că lasă că te vă învățăm noi cum să faceți cele 1000 de proceduri pe care le cere ARACIP. Ori nu le cere, ele se produc de cele mai multe ori hârtiile, am constatat. Se produc din inițiativa unității de învățământ pentru a, că nu e în stare să dovedească altfel realizarea unor cerințe sau nu are încredere, de exemplu, că elevii și părinții vor răspunde la chestionarele și interviurile din timpul vizitei de evaluare externă, furnizând dovezile respective. Veți vedea pe parcursul ghidului că sunt și insistăm de mai multe ori pe alte tipuri de dovezi. În privința, de exemplu, a satisfacției beneficiarilor. O să vedeți la momentul respectiv. Și, deci, referitor la autoevaluare, este foarte importantă și, ca să vă dau și un exemplu, dacă la început diferența între evaluare externă și autoevaluare era cam de 20% din punctajul obținut de o școală, în medie, după 10 ani, această diferență a scăzut între 2% și 5%. Deci, în prezent, se produce această apropiere între rezultatele evaluării externe și rezultatele evaluării interne, comparația între cele două tipuri de evaluări fiind chiar unul dintre elementele misiunii ARACIP și în legătură cu care chiar raportăm la minister aceste diferențe. Și în sfârșit, nu putem avea această cultură organizațională fără o capacitate managerială și de leadership la nivelul unității de învățământ. Noi avem o piramidă care are la bază foarte largă partea de administrație a școlii, avem la mijloc partea de management, ceva mai îngustă, și partea de leadership foarte, foarte îngustă în vârf, când de fapt ar trebui să fie invers. Liderul să dea direcție, să motiveze, să asigure această unificare culturală în jurul unor direcții de acțiune comune, să contribuie și chiar să creeze o anumită cultură organizațională a îmbunătățirii continue și apoi să și partea administrativă să fie cât mai puțină și asta se poate face prin digitalizare, să știți. Deci, practic, multe din documentele care se încarcă acum, de exemplu, le cerem unităților de învățământ, ele rămân acolo în aplicații și nu mai e nevoie să fie încărcate încă o dată sau prezentate, pentru că le vedem acolo. Deci, practic, acele documente obligatorii la care mă referam. Și, în sfârșit, ca să răspund unei ultime întrebări,
dacă ați acceptat provocarea să implementați standardele într-o școală din mediul defavorizat ca director un an de zile, aș spune că da, dar nu un an de zile, ci 5 ani de zile, că pentru a face așa ceva, ca să realizezi un ciclu de dezvoltare instituțională, îți trebuie cel puțin 5 ani de zile. Și pentru doamna Claudia 12 Oprescu, când voi ieși la pensie foarte curând, vă ofer consultanță pro bono ca să facem împreună acest proces de dezvoltare și de implementare a standardelor. Și nu m-aș limita la standardele minime, ci ca să asigurăm și partea de propriu-zis de asigurare a, și îmbunătățire a calității. Deci am fost director de școală și știu, am fost profesor mulți ani de zile, am fost director de școală câțiva ani, foarte mulți, și știu cum se mănâncă, ce pâine mănâncă un director de școală. Dar acum este momentul în care este nevoie de această creștere a capacității instituționale, a capacității manageriale la nivel de școală. Fără ca să avem directori bine pregătiți, acel corp de experți deja e foarte diluat și nu știu dacă mai asigură condițiile de calitate pentru a selecta directori de școli pe baza lui. Poate ar trebui revizuite criteriile de intrare, poate ar fi trebuie introdusă o condiție de actualizare periodică pe baza, adică punctajele respective cu care intri în corp să nu fie valabile pe viață, ci să fie valabile, să spunem, 5 ani de zile și dacă vrei să mai rămâi, reiei formarea și dezvoltarea profesională încă un ciclu ca să faci numărul de puncte pentru a rămâne încă 5 ani în corpul respectiv de experți. Deci sunt foarte multe lucruri care se pot face, dar din păcate, sau unii ar zice din fericire, nu țin de aracip. Repet, și cu asta o să închei, chiar o să închei. Noi nu putem să fim altfel decât este sistemul și decât este cultura dominantă în sistem. Noi, prin noile standarde și prin cultura și prin ghidurile de aplicare, încercăm să inducem o oarecare schimbare sau mai curând să deschidem o direcție spre schimbarea respectivă în cultura organizațională și în capacitatea managerială la nivelul unității de învățământ. Dar procesul, evident că acum începe, nu vom putea să-l terminăm, evident, până în toamnă, și de aceea este nevoie de o continuitate a acestui proces și vom repeta aceste dezbateri și dacă Călin și grupul pentru educație de la Timișoara ne va găzdui, promit că fiecare ghid îl vom dezbate și aici și îl vom trimite înainte, deci să existe, să fie citit de cei de participanții potențial înainte și să discutăm pe lucruri foarte concrete. Și aș vrea să avem mai multe discuții la sfârșitul perioadei, când avem o imagine de ansamblu asupra întregului proces și a tuturor ghidurile. Vă mulțumesc pentru invitație și pentru participare. Cu siguranță atunci să discutăm și celelalte ghiduri. Mulțumesc. Diana, pentru încheiere. Da, mulțumesc mult de tot. Înainte așa de încheiere, vreau că ați văzut că m-am ținut un pic mai deoparte, pentru că eu tot timpul am spus că expertiza mea este în zona universitară, nu în zona preuniversitară, și nu îmi place să vorbesc sau să dau cu părere acolo unde nu pot să consider că am o expertiză, dar doar atât, un comentariu din perspectiva cuiva care conduce tot așa departament și a făcut multe, nu doar aici, ci, mă rog, pentru cei care nu știu, am lucrat și am predat și în Finlanda și în Anglia și am văzut și am trecut prin procese de evaluare și de acreditare la universități și în Finlanda și în Anglia. Pot să spun doar atât că în atât Aracis, cât știu așa tangențial cumva și Aracip, pune foarte mult accent, din păcate, pe aceste proceduri și pe hârtii, mult mai puțin pe calitatea actului și pe practica dobândită într-un domeniu. Pot să vă spun că în Anglia procesul de evaluare a durat 3 luni, 3 luni în care am avut experți care sunt experți independenți, care nu predau în nicio altă universitate din Marea Britanie, și care au venit și au stat și au verificat nu acte, ci efectiv activitatea, cum s-a întâmplat. Ea se întâmplă o dată la 10 ani,
îți dă un punctaj. În Anglia, fiindcă universitățile sunt, chiar dacă sunt publice, nu țin și nu au finanțare de la stat și contează foarte mult rankingul, unde se poziționează ele și această evaluare duce la acest ranking, să zicem, și la posibilitatea că ei se libereze diplome. Diplomele nu sunt eliberate la nivel național, ci sunt eliberate de fiecare universitate prin standardele de calitate interne ale fiecărei universități, ceea ce eu, de exemplu, ca și universitate, mi-aș dori foarte mult. Să nu mai avem o singură diplomă, vorbesc aici din punct de vedere universitar, la nivel universitar, toate universitățile din România. Și fiecare universitate să aibă standardul propriu de calitate, bine pus la punct și să dăm diplome fiecare. Și cred că la învățământul care nu mai este învățământ obligatoriu, este o problemă aceasta sau o perspectivă pe care nu cred că eu vom mai ajunge să o mai văd implementată, cel puțin în România. Ăsta a fost doar un simplu comentariu după aproape 2 ore de stat aici și m-am împernit așa. Diana, da. Ai uitat să spui un detaliu, poate că ăsta trebuia să încep. Să nu uităm că în zona universitară, principiul autonomiei universitare este la rang de rangul cel mai înalt la respect, adică da. În teorie și doar la partea de finanțare și de gestionare de resurse, pentru cum să zic, absolut tot ce înseamnă curriculă academică este unitară. Deci, datorită faptului că competențele și diploma este unică la nivel național, noi tot trebuie să predăm, de exemplu, nu știu, în calculatoare, în știința informației, în absolut orice, aceleași cursuri. Abaterea este, sau diferențele sunt de 25% între universități, ceea ce este infim, pe ca să poți să faci diferența între universități. Dar, într-adevăr, din punct de vedere managerial, da, avem autonomie universitară. Aici de acord cu tine. Responsabilitatea socială, da? Exact, da. Și cred că aici se vede. Și mai îmi permit un singur comentariu, doar îmi cer scuze. Pe domnul profesor Iosifescu îl apreciez foarte mult și ne știm de prin anii 2000 și ceva, așa că nu se pune problema, dar am făcut un comentariu la care nu pot să nu răspund, că școala online e școală. Pot să zic că școala online e școală când ești pregătit pentru școala online și aici a fost problema cea mai mare a învățământului românesc, mai ales cel preuniversitar, care n-a fost deloc pregătit, nici din punct de vedere instituțional, deci cu resurse materiale sau cu structuri care să permită educația digitală sau educația online, și nici uman. Eu știu de cel puțin 8 ani de zile de când organizăm și workshop-uri și training pentru competențe digitale pentru domeniul educațional de câteva ori pe an complet gratuit pentru oricine vine, cât de multă nevoie este de așa ceva și cât de puțin se face așa ceva. Și sper că măcar acest an, indiferent cum a fost el pentru viața noastră, să ridice un semn de așa de exclamație, dacă doriți, pentru tot sistemul educațional și preuniversitar și universitar, că formarea nu se face doar pe hârtie și nu se face doar pentru anumite tipuri de cunoștințe, ci ea trebuie să fie făcută foarte temeinic, foarte bine, doar de cei care știu bine cum trebuie făcută formarea, iar competențele digitale sunt vitale în secolul 21 și nu mai poți nici să predai, nici să faci nimic fără să ai competențe digitale valoroase și, mă rog, validate cumva într-un anumit sistem. Și bineînțeles a venit și de la partea cumva de speriat, ca să zicem așa, trecerea bruscă de la un sistem la altul sperie și produce panică, e o reacție psihologică normală care o ai. Noi care eram pregătiți, mă refer la Politehnică, din 2010 avem campusul virtual și am făcut training și peste 60% din Universitatea Politehnică funcționau oricum în regim blended learning și cei care sunt cadre didactice din Politehnică și fost studenți sau studenți știu acest lucru, că aveai toate materialele în campusul virtual, tu făceai întâlniri cu studenții, dar predările și toată comunicarea se desfășura digital, tot a fost greu, pentru că ne-am speriat cu toții. Deci, adică impactul psihologic a fost major, ca de la o zi la alta, de vineri până luni, în 11 martie, ne apropiem în curând de acea dată, să trecem complet în online și să nu ne mai vedem deloc cu studenții. Avem studenți în anul întâi care nu au fost în Timișoara niciodată încă.
nu au văzut cum arată un laborator. Și acesta este impactul major, nu doar că, să zicem, educația online într-un anumit moment nu este făcută. Și aici mă opresc cu comentariile și îmi cer scuze că am simțit nevoia să le spun. Vreau doar să vă mulțumesc foarte mult și aș vrea, așa, pentru încheiere, întotdeauna rog acest lucru, ca fiecare dintre participanți să rostească un singur cuvânt, revin, un cuvânt, maxim două, care să reprezinte dorința lor pentru viitor, mai ales, să zicem, acum, din acest punct de vedere, al modificării sau al adaptării modului în care putem să validăm calitatea actului educațional într-un sistem preuniversitar. Și am să încep cu Călin Rus. Păi, la mine este democrație. Cosmin Hoxha. Calitatea actului educațional. Nu, asta este mult prea general, te rog, mult mai precis. Rigurozitate în plenare. Corect. Doamna Mariana Nagy, vă rog. Îmbunătățire. Doamna Nicoleta Neculiță. Implicare. Domnul Ionici Ion. Autonomie. Cât mai mult autonomie. Vă doresc din plin. Laurențiu Govoreanu. Egalitate. Marin Popescu. Marin, deschide microfonul. Ai zis două cuvinte, da? Maxim. Democratizarea școlilor. Da, îmi doresc la fel. Domnule Șerban Iosifescu, vă rog. Evaluare. Așa îmi doresc și eu, evaluare în democrație, cu egalitate, cu autonomie și cât mai riguroasă realizată și cât mai reală și cât mai practic orientată îmi doresc să se întâmple pentru întregul învățământ preuniversitar și sper să fie așa. Toți participanții la acest webinar vor primi un certificat digital Open Badge, care este primul pas. Știu că domnul Iosifescu este și dânsul mare fan din microcertificatele pe care noi le introducem în învățământul non-formal, măcar din România. Vă invităm de asemenea miercurea viitoare, în 3 martie, pentru un maraton de la ora 13 până la ora 17:30, 16 prezentatori din 6 țări, inclusiv și din România, cât și studenți din diverse asociații, reprezentanții celor mai mari asociații din Europa vor veni și vor vorbi despre educația deschisă. Este a 8-a ediție a workshop-ului dedicat educației deschise pe care Universitatea Politehnică din Timișoara, în colaborare cu IEEE România și cu Asociația Eden, îl organizează. Colegii mei au pus linkul de înregistrare deja în chat și vă invităm să participați la el. El va fi în Zoom și transmis și pe Facebook și pe YouTube. De asemenea, săptămâna viitoare, fiindcă este săptămâna la nivel global, se celebrează săptămâna educației deschise, Asociația Eden organizează 6 webinarii foarte interesante cu subiecte foarte diverse, de la calitate chiar până la modul prin care sistemele educaționale deschise pot să contribuie la modificarea pragmatică, să zicem, a educației practică, și pe care de asemenea vă invităm să le urmăriți. Și sper ca, mai ales fiindcă avem elevi de față cu noi, să vă revedem pe cei care doriți să participați, să învățați ceva mai multă matematică. De sâmbătă aceasta, Politehnica organizează, cred că pentru al 12-lea an consecutiv, cursuri gratuite, acum online, de matematică pentru elevii de liceu. Din noi, informațiile au fost puse online. Vă mulțumesc foarte mult, a fost o dezbatere mai mult decât interesantă. Uitați, au trecut 2 ore și nici nu ne-am dat seama când. Mulțumesc grupului de lucru pentru educație, platformei anti-COVID, Inspectoratului Școlar Județean, Institutului Intercultural Timișoara, dar mai ales domnului președinte Aracip Șerban Iosifescu pentru această întâlnire în care am discutat și am dezbătut cu toții, sperând într-o calitate și într-un act educațional cât mai bun. La revedere și un dragobete frumos tuturor și o celebrare a iubirii între noi și pentru sistemele educaționale tuturor. La revedere tuturor! O seară frumoasă!